Shyam Radhe Radhe. Azi continuăm lectura din Chaitanya Charitamrita, cea de-a doua lecție, după ce am citit preambulul întâlnirii dintre Rai Ramananda și Chaitanya Mahaprabhu. În continuare vom afla despre primul tip de scop al vieții, karma, adică urmarea propriei dharme. Karma înseamnă executarea datoriilor prescrise. A karma înseamnă să nu mai urmezi datoriile prescrise. Și ai două variante. Să practici o cale spirituală și să ieși din societate. Deci cel care practică akarma și este în societate, atunci el va produce și vikarma. Vikarma, adică acțiuni care nu vor fi corespunzătoare statutului său social din acea societate. Deci avem karma ca fiind, de fapt, urmarea dharmei, a propriului datorii, a propriei datorii. Iată ce spune și Chaitanya Mahaprabhu după ce s-a revăzut cu Ramananda Roy. Domnul spuse: recită un vers din scripturi despre scopul vieții. Sadhya. Sadhya înseamnă scopul vieții. Scop. Ramananda Roy recită: executarea propriei datorii ocupaționale este chiar serviciu devoțional pentru Domnul Vishnu. Prin comportamentul adecvat, el citează acum din Vishnu Purana, prin comportamentul adecvat, conform sistemului celor patru diviziuni sociale vedice și ale vieții spirituale, adică celor patru ashramuri, Varna Ashram aici este vorba. Omul îl venerează pe supremul degustător al plăcerii, Vishnu. Para Purushana Vishnu. Nu există altă cale care să cauzeze satisfacerea acestuia. De asemenea, în Bhagavad Gita, Suta Gosvami explică înțelepților adunați în pădurea Naimisha. Naimish Aranya. Aranya înseamnă pădure de la copaci. El spune: Ata pumbir trigea shreshta Varna Shram Vibhagasha Svanushtitasya Dharmasya Samsidhi Hari Toshanam. Hari Toshanam înseamnă că îl satisface pe Domnul Transcendental Hari. E traducerea. O, cei mai buni dintre cei a doua oară născuți, Dvija Shrestha, adică cei care sunt născuți a doua oară, prin primirea inițierii spirituale, că e vorba despre Brahman în general. Să știți că cea mai înaltă perfecțiune, Samsiddhi, pentru întreaga omenire, este aceea de a-ți executa propriile datorii prescrise. Svanushtitasya Dharmasya. Așa cum a fost prezentată în instituția celor patru clase sociale, Varna, și cele patru ordine spirituale, Ashram. Căci prin acestea este mulțumită personalitatea supremă. Krishna însuși spune în Bhagavad Gita: Chatur Varnyam Maya Shreshtam Guna Karma Vibhagashaha Tasya Kartaram Abhimam Vidi akartam avyaya. Akartaram avyaya.
Eu sunt cel care a creat cele patru diviziuni sociale, în conformitate cu cele trei guna, moduri ale naturii materiale și a muncii asociate cu acestea. Guna karma vibhagasha. Și deși eu sunt creatorul lor, să știi, îi spune la Arjuna, că eu nu sunt cel care acționează, căci eu sunt imutabil. De asemenea, în Bhagavad Gita, capitolul 18, la final, versurile 45-46, Krishna îi spune lui Arjuna. Angajându-se în propria datorie ocupațională, omul atinge perfecțiunea. Ascultă despre modul în care, prin executarea propriei datorii ocupaționale, atingi perfecțiunea. Prin venerarea celui din care ființele au emanat și care pătrunde întreg acest univers. Omul atinge perfecțiune. Deci, practic, e vorba despre venerare. Există o venerare internă, interioară, prin meditație, cum se face, cum ne-a învățat și Chaitanya Mahaprabhu, prin Gopal Guru Goswami și prin discipolul său Dhyanachandra Pandit, cât și prin scrierile babagilor din Vrindavan, se poate practica această cale meditațională, având în minte serviciul pentru Radha și Krishna. Deci, după ce a auzit ce a spus Ramananda Roy, Chaitanya Mahaprabhu îi răspunse: Eho bahya, aga, age kaha ara. E extern. Continuă să vorbești mai departe. Deci, Mahaprabhu a refuzat această variantă. Ce înseamnă că este extern? Adică această variantă nu are de-a face cu natura adevărată a sufletului, care este iubirea pentru Krishna, pentru nimic din lumea asta. Dacă iubirea este îndreptată spre obiectele lumii acesteia, înseamnă că te afli pe o cale greșită. Să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. E calea spre lumea materială, spre problemele lumii materiale și hai să ne împăcăm cu toți. Nu acesta este scopul vieții. Deci scopul, obiectul iubirii este Krishna. Nu vreau să intru în amănunte acum despre karma, akarma și vikarma, așa cum sunt descrise ele în Bhagavad Gita chiar de către Krishna. Nu acesta interesul. Și așa vom trece la următorul scop al vieții, pe scurt, care este karma yoga. Deci prima dată am avut doar karma, executarea activităților conform darme. Și atunci Ramananda Roy îi spune că de fapt executarea, oferirea rezultatelor propriilor activități karma Domnului Transcendental este scopul vieții.
Deci oferirea rezultatelor. Și atunci el dă un citat din Bhagavad Gita. Nu contează ce crezi tu, contează ce au spus înainte ceilalți. Mulți speculează. De aceea se folosește dovada scripturală în cele din urmă și a celor care au urmat aceste dovezi scripturale. Și el spune, Ramananda Roy, iat Karoshi, iat Ashnoshi, iat Juhoshi, Tadasi, iat, iat Tapasya Sikanteya, Tat Kurujva Mat Arpana. Orice faci, iat Karoshi, orice mănânci, iat Ashnoshi, orice sacrificiu, activitate sacrificială faci, iat Juhoshi, orice dai de pomană, Dadasi iat, orice austerități practici, iat Tapasya sa, o fiu al lui Kunti Kanteya, Tat Kurujva, fă-le ca o ofrandă, acestea să fie ofrandă pentru mine, Mad Arpana. Deci acesta este un al doilea tip de argument pe care Krishna îl prezintă lui Arjuna în lupta sa împotriva propriilor sale rude. Deci ceea ce face rezultatele alea care le vei face tu, lupta ta să fie ca o ofrandă pentru mine. Dar, invariabil, după ce a auzit și cel de-al doilea tip de scop al vieții, Mahaprabhu spune același lucru. Eho Bahya, e extern. Age Kaha Ara, hai și vorbește mai departe. Ramananda Roy replică. Și spuse, renunțarea la propriile activități ocupaționale, aceasta este esența perfecțiunii. Tiaga înseamnă renunțare. Tiaga svadharma ei sarasadhya. Asta este esența. Să renunți la activitățile în planul social. Cel de-al treilea tip de perfecțiune. Să nu uităm fiecare sunt tipuri de perfecțiune. Dar din punctul de vedere al lui Chaitanya Mahaprabhu, primele două au fost externe. Nu au nimic de a face cu natura internă a sufletului, care este iubirea spirituală pentru Krishna. Sau o formă de-a lui. Despre cel de-al treilea tip, care se numește Dharma Tyaga, renunțarea la Dharma. Dar asta este o activitate negativă, ea va fi legată de o activitate pozitivă și luarea ca adăpost a lui Krishna. Pentru că aflându-te în societate, te afli la adăpostul ei și al propriilor activități, așteptând de la ceea ce faci să ai un rezultat pozitiv care să te apere de multe, multe lucruri. Și atunci dacă renunți la asta, unde e adăpost? La Domnul Transcendental, respectiv la forma sa pe care și cetanii o consideră Krishna ca fiind cea originală. Gaura Premanande Hari Hari Bol. Radhe Krishna.